Salut! Astăzi vreau să vedem împreună cum arată această multifuncțională unealtă marca Dexter. Ea a venit într-o cutie tip geantă din plastic, un plastic destul de bun. Este prevăzută cu un mâner rabatabil, care este foarte util în caz de transport. Rabatându-se, ocupă spațiu mai mic. Haideți să o desfacem să vedem ce conține această trusă. Conține o cutie, unealta în sine, cu cablul atașat. În această mai cutie mai găsim și o carte tehnică a uneltei multifuncționale. Haideți să vedem ce conține această cutie misterioasă. Ei, avem un dispozitiv pentru șlefuit, o lamă lisă pentru tăiere, o lamă circulară, o lamă pentru lemn și una pentru metal. Toate acestea sunt incluse în trusă. Plus 5 bucăți de hârtie abrazivă cu granulație diferită. Avem granulație de 80 și granulație de 120, deci una mai aspră și una mai fină pentru lucrări de finisaj. Toate acestea sunt binevenite și utile în gospodărie atunci când avem de făcut lucrări care necesită lucruri în spații mai înguste. În general, atunci când lucrăm la tâmplărie, când șlefuim sau tăiem o fereastră, un cant de ușă, atunci când nu putem folosi clasicele unelte. Multifuncționala noastră se prezintă astfel. Are capul de fixare, un buton de pornire, un variator de turație. Acum vedem lamele cu care acesta vine în set. Începând din stânga a imaginii, este lama pentru tăiere în lemn, urmează pentru lemn și metal, una cu lamă lisă și dispozitivul pentru șlefuit și lama circulară. Deblocăm scula cu prin ajutorul acestui levier, trăgându-l în față, capetele se îndepărtează și permite introducerea facilă a lamei tăietoare. Lama tăietoare are niște găuri care trebuie potrivite în locașul respectiv și atât. Asta este tot ce avem de făcut. Acum este gata de lucru. Haideți să o probăm într-o bară de aluminiu. Observăm că taie. Taie destul de bine. Pentru mine este neașteptat de bine. Aluminiul are o oarecare duritate, deși în carte se spune că poate tăia și fier, mă îndoiesc că această lamă rezistă la fier, dar nu este cazul să folosim în fier. În lemn merge foarte ușor, intră imediat în el, este foarte utilă, v-am spus, în locurile greu accesibile, unde nu putem folosi sculele clasice. Cu ajutorul variatorului de turație, putem modifica turația având 6 trepte, de la 1 la 6. Haideți să schimbăm, să mai punem și o altă lamă să mai vedem cum se descurcă. După cum vedeți, detașarea se face imediat, foarte ușor. Am să pun această lamă pentru tăiere în lemn, să vedem dacă merge mai repede. Având dinții mai mari și mai rari, observați că merge foarte repede, foarte ușor se taie cu ea lemnul. Pentru astfel de lucrări și este destinată. Merge foarte bine. Cel puțin în faza de început, când dinții acestor lame sunt încă ascuțiți. Când se vor toci, se pot cumpăra din unitățile de bricolaj. Se pot cumpăra separat. Înlocuim, scoatem și această lamă și punem capătul de șlefuire. Capătul în formă triunghiulară,
care este de mare ajutor atunci când avem de șlefuit în colțuri, unde nu putem ajunge cu alte scule standard. Atașăm o hârtie abrazivă cu granulație de 80 și o granulație mare și o încercăm pe lemn. Se descurcă foarte bine și aceasta. Pot să spun că îmi place cum lucrează această unealtă multifuncțională. O vom pune în curând la lucru. Acesta a fost review-ul pentru această sculă. Sper să vă fie util și vouă. Cam atât pentru astăzi. Multă sănătate și aveți grijă de voi!